Da. Bună seara, sunt la ușă. Da, sunt la ușă. Am venit puțin mai devreme. Bine, da, da, da. Salutare, dragilor! Ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live. De data asta un pic mai diferit. Sunt în Policlinica Titan, la etajul 6, în vizită, la consult, de fapt, la domnul doctor Nicu Caceaune. De vreo 10 zile sunt bolnav, am o, cum s-ar spune, o colică renală de aproape 10 zile dureri zdravene, mari. Acum o să intru la domnul doctor să vedem ce spune. Bună ziua! Salutare, Mariu! Să trăiți! Bine ai venit! Te așteptam! Da! A fost greu? Dureri mari. Serios? Mari. Dureri mari timp de vreo 10 zile și sper că să se termine cât mai curând. După zâmbet s-ar putea și s-ar părea că lucrurile au mers totuși relativ bine, zic eu, nu? Da, eu zic că am o veste bună. Serios? Da. În ce constă vestea bună? Am crezut sau cred că am eliminat ceva. Cred? Da. Nu ești convins? Nu sunt convins. Convinge-mă. Vedem ce se întâmplă. Bun, deci eu te-am chemat după săptămână. Da. Înțeleg că ți-ai întrerupt vacanța, asta a fost discuția care am avut-o noi acum o săptămână când ai ajuns încoace. Ți-ai întrerupt o vacanță frumoasă, pentru că într-adevăr ai simțit că te doare undeva în spate, dacă nu mă știu stânga, dacă nu mă știu parcă stânga, da. Spate. Cu durere puțin spus. Durere puțin spus. Sigur, a fost o colică renală într-adevăr, ai fost acum o săptămână la noi, te-am văzut, te-am evaluat ecografic. Aici am fost împreună. Ăsta este patul în care ai stat acum o săptămână, este aparatul care, da, cu care te-am controlat. Și am constatat că, de fapt, era în colică renală. Înseamnă colică renală. Colică înseamnă piatră plecată pe ureteră în jos, în curs de eliminare, neeliminată, care obstrua și bloca parțial rinichiul. Am stabilit împreună, după ce am evaluat problema, ce facem. Am urmat un tratament cu antispastic, cu antiinflamator și cu altceva, o chestie complementară specială, care o să o dezvălui la momentul oportun, să vedem acum ce am obținut. Așa că o să te rog, dacă nu ți este foarte greu, nu știu dacă o să poți să reiei același loc. Din ce știu, durerea de colică renală este una dintre cele mai mari dureri pe care corpul omenesc le... Absolut, absolut. O să, dacă avem timp și putem vorbi, o să defalcăm un pic problema, o să desecăm un pic ce înseamnă colica și o să aducem niște lămuriri suplimentare, pentru că și youtuberii tăi, care sunt prietenii noștri în momentul de față, înțeleg. Poate sunt interesați că este o chestie inedită. Tu ești obișnuit așa, ești un hoinar așa care umblă prin toată lumea. Am urmărit așa, te-am cunoscut de curând și chiar am rămas impresionat de ce am văzut de postările tale. Ai mulți prieteni care apreciază ceea ce faci, pentru că mi-am dat seama că te implici, faci cu plăcere, cu dedicație, interacționezi cu lumea și cu peisajul, peisajele. Și ataci locuri, am văzut, undeva poate un pic mai sălbatici. Parcă mai deosebite, mai neumblate, care de fapt omul asta caută în momentul de față. Așa că sperăm să te redăm, cum se spune, în câmpul muncii, cât de repede, să te trimite la treabă, să sperăm că o să fii ok și o să fii în regulă și să ne aduci și în casele noastre imagini și priveliști minunate pe care tu le străbași, le explorezi și le aduci și nouă spre cunoștință. Așa că hai să dăm drumul. Da, deci am ajuns la domnul doctor Nicu Caceaune de la Policlinica Titan, nu? Acum suntem Policlinica Titan, da. Titan. Okay. Da, în momentul de față suntem Policlinica Titan. Așa. O să te ajut eu pentru că ai un parțial blocat. Da. Așa, o să ridicăm un pic bluza. O să te rog să lăsăm un pic să împreună pantalon, okay, și rotul un pic mai jos. Pentru a avea o imagine cât mai clară și mai frumoasă, ca să se vadă, să te vezi și tu. O să studiem împreună și o să discutăm și o să vorbim despre fiecare lucru în parte. O să dăm drumul. E un pic mai rece gelul ăsta. Da, tot timpul am avut problema asta. Trage-l în piept, rog, Marian, și împinge un pic burta în față. În momentul de față arată perfect și am o veste nu bună, foarte bună.
Din fericire, respire normal, te rog. Deci genunchiul tău, în modul de față, este dezobstruat. Când, când ai fost în colic acum o săptămână, era parțial blocat, ureterul chironefroză se spune, ureterul era dilatat, adică era parțial blocat, tu aveai dureri importante, erai în colică, erai agitat, erai stresat, erai bulversat, pentru că, așa cum ai spus și tu mai devreme, este o durere importantă, într-adevăr. Femeile care au născut și au avut și colică în același timp, au spus că uneori chiar colica este mai mare decât nașterea. Deci, noi nu putem trăi această senzație, dar extrapolând, înțelegem ce înseamnă colica renală. Și eu, întâmplător, am avut și eu o experiență cu colica renală acum 10-12 ani, cu hematurie, cu tot ce înseamnă colica renală și știu ce înseamnă. Tocmai de aceea, mă bucur să spun că nu mai ești în colica renală, rinichiul tău este dezobstruat, este curat în momentul de față, nu prezintă pietre, trage viare în pieptă rând încă o dată și rămâi așa, dar ai un chistolesc pe polul superior al rinichiului. Dar împinge burta un pic în față, te rog. Și trage mai maxim, nu-l dau afară. Trag și împing burta un pic. Ai un chistulesc pe polul superior al rinichiului stâng, de care bănuiesc că știai, da? Este, respire normal, te rog. Da, am acel chist la rinichi de vreo 4 ani. De 4 ani știi de el. Da, de 4 ani știi. Dar este de mai mult. Trage repede încă o dată, este de mai mult timp. Este un chist seros. Cred că ți-am spus și data trecută, săra trecută, de că ai un chist pe rină. Ți-am spus, da? Respire normal. Ăsta este chistul tău de pe polul superior al rinichiului stâng, care are aproximativ 4,8 cm, se vede pe monitor, 48 de mm. Este un chist seros. Nu știu dacă am avut timp să spun cum se tratează chistul, pentru că erai un pic, erai preocupat și erai un pic stresat și nu cred că am dezbătut problema. Ăsta este chistul seros. Acest chist se tratează într-un singur fel. Știi cum se tratează? Nu, cum se tratează? Eu pot să spun, dar numai că promis că te ții de tratament. Altfel nu spun. Ok, mă țin de tratament, promit. Se tratează cu indiferență. Indiferență? Da, te surprinde? Nu, adică nu trebuie să fac nimic. Evident, nu trebuie să faci nimic. Dar de la ce apare acest chist seros? Dacă am ști de la ce apare, am face ceva ca să nu mai facă nimeni chiste. Nu putem, nu avem o legătură cauză-efect. Sunt, există, afectează cam 300 de populații, sunt procente variabile, evident, și dimensiuni și număr, ca și număr de chiste. Asta este un chist simplu, seros, necomplicat, doar pe unul singur pe rinichi. Avem și varianta de rinichi polichistic cu multiple formații chistice care pot să ducă într-un stadiu avansat al bolii la insuficiență renală. Nu este cazul la tine, tu ai un singur chist pe partea stângă. Asta este chistul tău. Ia să vedem dreptul cum se prezintă. Trage aia de piept încă o dată, să-l vedem și pe dreptul. Ia câtă că rinichiul tău drept, ăsta este rinichiul drept, arată perfect și este curat. Deci ai un chist, respiră normal, te rog. Iartă-mă că ne-ați un cu aerul pierd mai mult. Da. Ăsta este rinichiul drept. Dacă vreau să facem așa o paralel, o să împart imaginea în două, trage aer în piept încă o dată, o să spun rinichiul drept în dreapta, uite așa. Ăsta e dreptul, îl vezi foarte bine, se vede. Și o să spun rinichiul stâng în stânga, trage bine aer în piept, să facem o chestie încă o dată, iartă-mă, și rămâne așa, că să facem o chestie comparativă. Deci ăsta e dreptul și ăsta este stângul. Ai doi rinichi, din fericire ai doar doi, n-ai unul, trei sau patru și amândoi respiră normal. Și amândoi sunt funcționali în momentul de față. Așa că, din fericire, punctul foarte al problemei este că ai scăpat de colica renală. Mai am pietricele micuțe sau nisip sau cristale? Cum da, pietre. În momentul de față nu avem vreo piatră obstructivă care să facă o obstrucție pe un hidrocalice. Cât de mică sau cât de mare, nici fel de piatră. Sunt niște microcristale, le vezi astea micuțe, le vezi și astea micuțe, așa. Sunt niște microcristale care sunt cu potențial litogen în timp, pentru că tu ești fabricant de pietre. Sunt convins că treaba asta nu ești la prima colică, bănuiesc, nu? Nu, de vreo 12 ani tot fac pietre. Deci ești fabricant. Cum se spune, ești fabricant, o să fabrici toată viața, o să ai această predispoziție metabolică de a fabrica pietre, o să fii predispus tot timpul să faci colici, tocmai de aceea trebuie să-mi asum treaba asta și o să încercăm împreună să stabilim un plan de bătaie, ce să faci ca să nu mai faci colică. O să discutăm la momentul oportun. Deci în momentul de față, important este că nu ești în colică renală, că nu este vreo piatră în viitor apropiat care să poată să fie implicată în vreo viitoare colică relativ recent, în viitor apropiat, dar să știi că fereastra între când nu am pietre și o colică de pasaj cum ai făcut pe microcalcul este undeva între 2 și 3 luni. Așa că va trebui să acționăm în consecință și să preîntâlnim această situație. Corect? Okay. Bun, deci trage aer în piept încă o dată. Treaba cu chistul, am discutat-o, am lămurit-o, care se vede bine, este acolo pe stânga. Nu se tratează niciun fel. Îl monitorizăm o dată pe an și o să discutăm și de acest aspect. Acum este ficatul tău. Respire normal. Când ai făcut ultima ecografie, altă dată, până la mine? În iulie anul trecut. Bun. O să te rog să nu divulgi ce ți-a spus că ai în iulie sau că n-ai. Okay. O să facem împreună inventarul cu ghilimele de rigoare și la final o să ne duelăm în rezultatul de acum un an, de anul trecut. Corect? Okay.
prima remarcă. Ficatul tău este plin mai mare și gras, se cheamă steatoză. Deci am steatoză? Ai steatoză hepatică. Știi? Că bănesc că ți s-a spus că ai ficatul gras. Era steatoză hepatică parcelară, mi s-a zis. No, mă rog, asta este o particularitate, dar nu de asta vorbim. Vorbim de identitate în sine că este steatoză hepatică. Da. Ficatul este gras. Deci știi că e ficatul gras. Da. Știi care sunt cauzele? Alimentație și alcool, nu beau. Asta este așa, e o chestie grosieră. O să spun punct ochit, punct lovit, care sunt cauzele steatozei hepatice pentru tine și pentru prietenii noștri care ne urmăresc în momentul de față, ca să știi tu și cei care ne privesc ce e de făcut. Ca să știm de unde începem problema. Ficatul gras, care se cheamă în termen medical steatoză, are 4 cauze posibile. Verificăm și tratăm grăsimile din sânge, adică colesterol, trigliceride. A doua cauză, grăsimile de pe burtă, adică kilogramele în plus. A treia cauză este toxicul hepatic. În categoria toxică avem 2 elemente mari, alcool, cola. Și locul 4 este diabet. Din astea 4 situații, colesterol, kilograme, alcool, cola, diabet, verifică, vezi unde te regăsești și acționăm în consecință. Tu și cei care ne privesc, ca idee. Este o stare, ficatul gras, nu este o boală în sine. Astea sunt cauzele. Iar tratamentul este al agentului cauzal și nu al entității steatoză, pentru că o să, în practica curentă am întâlnit frecvent steatoză hepatică, hepatoprotector, de tot felul. Adică supliment. Hepatoprotector este una și suplimente alimentare care spun că sunt hepatoprotector, dar dacă erau medicamente, nu se cheamă suplimente, deci alea nu sunt medicamente. Dar nu se dă hepatoprotector în steatoză hepatică. Tratăm etiologia. Dacă tu ai ficatul gras astăzi și cauza este colesterolul mare, nu tratăm colesterolul cu esențiale. Colesterolul se tratează cu statine sau fibrase, medicamente speciale care scad colesterolul din sânge, cu un regim alimentar corect, ceea ce este absolut ok. Nu tratăm colesterolul cu esențiale. Dacă ficatul gras este dat de kilogramele în plus, cu siguranță nu o să tratăm kilogramele în plus cu esențiale. Pe tratăm cu regim alimentar corect, scădere în greutate, sport, mișcare și așa mai departe. Dacă alcoolul sau cola sunt implicate în ficatul gras, nu tratăm cu esențiale. Poți să iau eu tone de hepatoprotectoare, dacă nu tai sursa, alcool sau cola care întreține ficatul gras, n-am făcut nimic. Iar dacă diabetul este implicat în steatoză hepatică, nu tratăm diabetul cu hepatoprotectoare. Îl tratăm cu un regim alimentar corect, diabetice orale sau insulină după caz. Corect? Numai de aceea nu tratăm steatoza ca atare cu esențiale, ci tratăm agentul cauzal, dar întâi trebuie să-l identificăm. L-am identificat, din cele 4 cauze vedem unde trebuie să acționăm și cu siguranță vom obține rezultate. Eu corect? Mă gândesc la un ficat gras în sensul că plin cu grăsimi, dar cum face ca, nu știu, alcoolul să stocheze grăsimi ficatul? Păi, alcoolul, glicogenul, grăsime, hepatocitul, încărcarea grasă, este un proces metabolic întreg, de care nu e cazul să detaliem în momentul de față. Noi trebuie să știm, ca și prima etapă, că astea sunt cauzele. Tratăm steatoza ca și agent etiologic, nu ca entitate, ca boală în sine. Și revenim la mai întrebat de alcool. Pentru că toată lumea, atunci, în practica curentă, vin pacienții și mă întreabă, domnul doctor, consum, dar eu nu beau mult, eu beau un pic sau mai mult sau mai puțin. Ce înseamnă consumul dator cronic de etanol? Dacă tot ai deschis discuția, că asta e mai important decât cum. Ci să știm unde ne situăm, dacă tot ai deschis discuția. Un consum mai mare de 25 de grame de alcool pur pe zi la femei sau 35 de grame de alcool pur pe zi la bărbați, egal consumator cronic de etanol. Să mă exemplific. Luăm exemplu o bere. Deci, 500 de mililitri de bere, care au o concentrație de alcool de aproximativ 5%. Deci, o bere de 500 de mililitri are 25 de grame de alcool pur. Dacă o femeie consumă mai mult de o bere pe zi, se consideră consumatoare cronică de etanol. Dacă un bărbat consumă mai mult de o bere și jumătate, adică aproximativ 35 de grame de alcool pur pe zi, este consumator cronic de etanol. Dacă este acolo la vin, vin are, să spunem, 12% medie. Împingem burta în față și rămânem așa. Și ne pierdem încă o dată. Este foarte important și acest aspect, pentru că trebuie să-l abordăm. Ai scăpat de pietre la,
la rinichi, dar din păcate, pietrele la fire, n-ai cum să scapi decât prin intervenție chirurgicală. Dar nu este cazul în momentul de față, o să defalcă și acest aspect. Ai niște pietricele la fire, să le stăpânești sănătos. Respirea normal. Pietricele la fire ale tale, din colecist, sunt mai multe și mai micuțe și mai mari și cu rezidu în colecist. Astea sunt pietricele tale de la fire, sunt niște pietricele, le vedem. Împinge un pic zbut la față, ai colecist cu un sept infundibular și pietricele s-au adunat aici în gâtul colecistului. Statistica spune așa, respire normal. 8 persoane din 10 cu pietre la fire, cum ești tu, mor de bătrânețe cu pietre după ei. Doar 2 din 10 pot să facă complicații infecțioase de tip colecistită sau hidrop și trebuie să opereze fierea. Azi nu-i cază să opere fierea, nu ne apucăm să opere fierea dacă nu o cere nimeni, dacă țara nu o cere. Operație la fire, adică scoatere. Extirparea colecistului. Nu există alternativă decât extirparea colecistului cu fiere cu tot. În momentul de față se face laparoscopic, știm tot, vine treaba asta. Azi mă internez, m-am operat, mâine plec acasă. Deci nu eu. Dar o faci dacă trebuie. În principiu, treaba asta se cheamă risc asumat. Uite, informezi că ai pietre la fire, ți-ai asumat că ai pietre la fire, ți-ai asumat faptul că ai putea să faci complicații, dar nu știu dacă o să le faci sau nu. Și atunci, intervenția chirurgicală îți aparține ție dacă o faci sau nu. Tocmai de aceea, cum tu ești umblător și umblăreț prin lume, poate la un moment dat, nu este colecist acum, deci nu este urgență chirurgicală, nu este operat fire azi. Să sperăm că o să fie nevoie niciodată. Dar mulți preferă, doamne, hai să o fac pe un moment de relaxare, de liniște, mă duc, mă operez, ca să nu mă trezesc că o să mă prindă cine știe în insula X, pe un vârf de munte, fac o colică și nu știe nimeni de unde să mă înceapă și ce să facă cu mine. Poate, la un moment dat ar fi indicat de făcut extirpat colecistul, laparoscopic, liniște, asta deci de ce se aparține, e o discuție. Operație complicată, durează multe zile. Azi m-am operat, mâine plec acasă în 24 de ore. După doar o zi? Absolut. Este o chestie de rutină care se face prevent în mai multe spitale din București. Deci ai pietricele la fire, nu este urgență chirurgicală, nu este de operat fierea, tocmai de aceea asta și precizat. Astăzi nu-i de operat, dar nu știm ce o să fie mâine, poimine, peste un an sau peste 10. Tocmai de aceea e un risc asumat. Ți asumi că ai pietre și că ai putea să faci o complicație, dar e obligatoriu să o faci. Pietrele la fiere dor la fel ca colica renală? Nu, pietrele la fiere nu pietrele dor. Aici o să revenim la colica renală și o să discutăm ce doare și ce nu doare în colica renală. Deci la fiere, dacă doare ceva, doare complicație infecțioasă, și anume colecista sau hidropsul. Când colecistul se suprainfectează și atunci există pericolul de a perfora și de a penetra și a face tot felul de complicații peritonite și alte complicații. Tocmai de aceea, dacă este urgență chirurgicală, ecografic, îmi descoper frecvent situații care indică asta te duci și te operezi. Nu e cazul la tine în situația ta. Mai există riscul de a pleca o pietricică mică pe coledoc, riscul este mic, dar există așa mai mult, îi spune în teorie, deci practica curent se întâmplă și atunci o cale biliară care are 3-4 mm pleacă o pietricică mică, instant mă îngălmesc și fac chitre mecanic și o urgență chirurgicală este o dramă treaba asta. Tocmai de aceea e discutabilă indicația chirurgicală doar în contextul în care am făcut o complicație infecțioasă inflamatorie. Corect? Deci există șansa să plece totuși o pietricică pe... Șansa există, comparația este plastică așa. Dacă pietricirea de pietre poate să mă lovească un avion, poate și un avion să mă lovească. A, corect. Vorbind acum, glumind. Da, există, dar nu trebuie să o plecăr că o să o și fac. Dar mi-asum riscul. Având pietre la fiere. Deci ai pietre la fiere, fabricarea pietrelor la fiere, fabricarea pietrelor la rinichi, fabricarea colesterolului, fac parte din aceeași familie a dismetaboliilor, de care vorbeam mai devreme, adică această predispoziție. Unii mănâncă orice, mănâncă de avalma și nu fac pietre, n-au colesterol și așa, alții mănâncă atent, corect și tot fac. Deci au această predispoziție metabolică. Tocmai de aceea va trebui să ții în calcul și varianta asta la un moment dat. O să urmărim, o să stăm în contact, discutăm, vorbim și acționăm. Dar, având pietre la fire, nu este indicație fermă. Dom'le, ai pietre, te duci și te operezi. O fac dacă țara o cere. Pentru că 8 persoane din 10, statistica așa spune. Nu au nicio problemă, nicio simptomatologie și mor de bătrânețe cu pietre după ei. Despre asta vorbeam. Deci, eu am în familie rudă de grad întâi care face des pietre la rinichi. Este da. Ok. Familiale persoane care au... care au pietre, cu siguranță. Da. Deci, ai rasa, ai steatoză hepatică, ai pietricele la fiere. Trage bine aer în piept încă o dată. Înginge burta în față, te rog, te-am chinit cu burta împinsă, dar nu știu dacă nu este foarte comod, dar asta este. Vreau să te culc pe o parte ca să vedem cum se mobilează pietre, dar nu o să mai vadă privitorii noștri și atunci
Lăsăm așa. Deci petricelele la fire sunt, este o realitate, sunt ale tale, să le stăpâniți sănătos. Le vezi, se văd foarte bine acum două petricele, le vezi foarte bine, da? Se văd, da? Se văd. Așa, astea sunt petricele tale. Ok, în regulă, respiră normal. Sistemul splenoport, care biliară, pancreasul este perfect la tine. Trage aer în piept, avem rinichiul drept, am discutat, ăsta este rinichiul drept, care este ok și este curat în modul de față. Trage bine aer încă o dată și rămânem așa. Ăsta este rinichiul stâng, chistulețul de care vorbeam mai devreme, de pe polul superior al rinichiului, care este, există. Și o spină normală mare. Deci n-ai splenomegalie, spina este ok, este în regulă. Spina este ok, n-ai splenomegalie. Deci vorbim de ficat, colecist, pancreas, prin spină, ficatul gras, pietricele la fire și în modul de fază un chist pe rinichiul stâng, care este pe ecranul monitorului, le vezi, da? Chistul ăsta poate crește? El poate, cu siguranță, el n-a fost de 5 cm din start. Logic. El categoric, el a fost micus și încet, încet a crescut. Indicația chirurgicală la chestiile astea seroase este numai dacă le fac fenomene compresive. Atât la nivelul rinichiului pe calice și blochează rinichiul, cât pe organele de vecinătate. Nu este cazul în momentul de față, nu este nicio alarmă în sensul ăsta, așa că lăsăm chistul în pace categoric. Mai degrabă ne ocupăm de ficatul gras și de prezența pietrelor la fiere. Corect? Corect. Burtă moale, relaxat. Burtă moale, relaxat. Vezica unor este aproape goală. Asta e vezica urinară, este aproape goală, dar e o prostată normală, Marian, așa că putem să spunem că ai o prostată perfectă, prostată curată. Asta este prostata ta, vezica este evacuată, n-ai hipertrofie de prostată, n-ai adenom, sunt calcificări între prostată și este edem periprostat. Deci ai o prostată perfectă, prostată de flăcău, pentru că ești tânăr și e normal să fie așa. Dar oricum, ce mi-a spus acum cu pietre la... Te-am îngrijorat? Da, pietre la colecist. Păi sunt, dar știai de ele, nu? Da, dar nu. Bun, ce ți-au spus colegii mei? Mă rog, aveam microcristale, mi-au spus, la ultima ecografie. Nu, deja nu mai sunt micro, sunt pietricele și mai mari și mai mici, de alte feluri și reziduu biliar, dar nu este urgență chirurgică, nu este de operat. Tocmai de aceea, important este ca moment, că ai scăpat de colica renală. Pentru că o să te întreb, dar de ce fac eu, de ce facem pietre la rinichi? Păi, na, nu știu, te-ai întrebat? De ce? Nu mă hidratez corespunzător. Și asta e una din cauze, da. În primul și rând, practic, beau cola, nu sunt cu alcoolul, dar Pepsi, de fapt beau Pepsi. Așa. Asta da. Fără dar și poate, formarea calculelor la colecist este dată de precipitarea unor săruri în urină, care prin fenomenul de cristalizare se fac microcalculi. Și uite, acești microcalculi devin pietre care uneori ajung la dimensiuni impresionante. O să te surprinde așa, sunt calculele aceia corelifuri care se inseră în calice, care pot să ajungă până la 2, 3, chiar 4 cm. Și la care soluția nu este decât chirurgicală sau se încearcă și bombardarea cu ultrasunete ca să-i fărâmise și să-i elimin în pasul 2, înțelegi? Bun, eu aveam o pietricică mică și m-a durut, n-am știut de mine, dar pe o piatră de 2 cm. Nu, aia de 2 cm nu se poate să plece pe ureter. N-are cum să plece aia de 2 cm. Este exclus. E captivă în rinichi. Problema se pune așa. Deci eu pot să am în rinichi, în momentul de fapt, eu pot să am în rinichi o piatră, 2, 3, 5. Eu nu percep prezența pietrei. Eu vorbesc cu tine și mă uit la tine, nu, să mă ierte. Da, nu-i problemă. Da. Vorbești și mă uit și discutăm împreună. Deci rinichi nu are inervație senzitivă. Ce înseamnă treaba asta? Eu pot să am, cum am spus mai devreme, o piatră, 2, 3, 5, rinichi nu percep prezența ei. Când pleacă piatra pe ureter, de fapt doare ureterul în colica renală și nu rinichiul. Deci nici nu are inervație senzitivă. Ai înțeles ideea, da? Dacă noi intrăm cu un ac în rinichi, nu te țin durere. Și astăzi la Spitalul Fontenelor lucrez diminețile de vreo 30 și ceva de ani, 32 de ani mai exact. Am făcut două biopsii renale. Pentru că diagnosticăm, avem o clinică, în clinica de nefrologie, diagnosticăm bolile cronice renale, pacienții cu boli cronice renale și facem biopsii în mod curent și avem câteva mii făcute. Că nu are toată rugmiala noastră, avem noi făcut în Spitalul Fonden în acești 30 ceva de ani. Deci rinichiul nu doare. Deci toată lumea spune, au, mă doare rinichiul. De fapt, în colica renală doare ureterul. Nu spune nimeni, au, mă doare ureterul. Ai auzit pe cineva spune, mă doare ureterul? Toată lumea spune, mă doare rinichiul, nu? Deci ureterul e canalul care face legătura dintre rinichi și vezica urinară. Și ureterul este practic un tubul care face legătura dintre rinichi și vezica urinară. Are o lungime așa cam de vreo 25-30 de centimetri, cu un diametru între 3, 4, 5, maxim 6 mm. Deci nu are cum să plece, apropo de TVR, o piatră de 2 cm pe ureter, nu are cum să plece. De regulă pleacă pietricele mai micuțe, mai mici. De aceea și spune că piatra mică zgomot mult.
Pe piatră mică, zgomot mult. Ai înțeles ce vreau să spun? Pe piatră mare n-are cum să pleci. Și atunci, tu ai fost norocos, pentru că ai scăpat de colică, practic, timp scurt, cam o săptămână, 10 zile, practic, cu totul. Cât a fost cu totul? Cam 8 zile jumătate m-a ținut. Așa. Dar durerea asta, practic, piatra a stat în zona ureterului, adică... Da. În momentul în care pleacă piatra, începe durerea. Când se mobilizează, doare. Când ea stă fixă și înclavată, nu doare. Când se mobilizează, atunci doare. Ce se întâmplă? Pleacă piatra pe ureter. Ureterul face spasm și obstruiază și blochează rinichiul. Această obstrucție în funcție de dimensiunea pietrei este în grad de variabilă. La tine a fost gradul 2, așa ți-am spus cu siguranță săptămâna trecută, de gradul 2. Piatra a fost plecată pe ureter, ai luat antispastic deja, ai luat antiinflamator și noi am venit cu o chestie complementară, acum putem să le spunem și privitorilor noștri, pe care nu mi-aparține. Eu am preluat-o și eu de la un biolog doctor, Dan Rădulescu, în anii 90, care era proprietarul laboratorului de analize medicale și care era pacientul nostru și tot făcea colii și venea și la un moment dat ne-a spus, uitați, domnul doctor, care e secretul? Eu mă tratez cu tămâie. Și tămâie, ce e aia? Păi uitați, mi-a arătat, pe vremea aia exista tămâie naturală la pancarul bisericilor. Și a venit, de unde l-a spus? Cei de la pancar, de la biserica X, la... Și zice, eu mă tratez cu asta. Am experimentat pe propria mea piele chestia asta, că am avut și o colică. Și mi-a dat seama că funcționează. Mi-a zis că să o încercăm. Deci eram sceptic în prima fază și am zis, mi se părea așa ciudat. Din punct de vedere al medicinii, al doctorului. Corect, al medicului, da, care e medicina tradițională. Și zice, stai un pic, tămâie. Dar, într-adevăr, am constatat că funcționează. Și pot să spun că procentul așa undeva 8-9 pacienți din 10, în 3-4-5 zile după tratamentul ăsta cu tămâie și cu antispastic și antiinflamator, și plus tratamentul clasic, nu vorbim de asta, 9 din 10 ies din colică în 3-4-5 zile. Ce face tămâia, practic? Topește, micșorează și favorizează pasajul pietrei. Ca dovadă că și tu ai scăpat... Da, am început să iau tămâie în, cred că, a 5-a zi și deja în a 8-a, 9-a zi, gata, nu. Despre ce vorbim? Maxim 4 zile. Deci a funcționat la tine. A funcționat treaba. O să arătăm și pietricica, o să arătăm și tămâia. Și mă rog, pe undeva în secțiunea comentarii poate o să și spui de unde poate fi luată mântul de față, pentru că în mântul de față la biserici și la pangarie nu se mai găsește tămâie naturală. Se găsește, este rășina sintetică cu tot felul de coloranță, arome, deci nu, care chiar este toxică și nu este indicat a lua chestia asta. Eu căutam o așa zisă tămâie albă de pe la mănăstiri. În trecut mergeam kilometri întregi să caut o mănăstire. E posibil să fi găsit categoric undeva, dar în mod excepțional. Regula este să se găsești tămâie în modul de față, care este de fapt o roșină sintetică, care are și coloranță, are și mirosuri, arome și atunci nu ne ajută pe noi în situația dată vis-a-vis de pietrele la rinichi. Ce pot să spun? Ești ok, ai ficatul gras, ai pietricele la fiere, ai predispoziția de a face pietre la rinichi, o să mai faci probabil, dar o să vedem cu această tămâie, o să stabilim o strategie împreună ca să curățăm instalația, cum se spune așa, de acești microcalculi ca să nu mai faci pietre. Eu sunt convins că dacă o să ținem aproape, o să reușim. Ecografia. Privitorilor noștri le spunem că este indicată o a face obligatorie tot pe an. Ar fi bine dacă ar fi o chestie instituită obligatoriu, în care să aducem informații despre organele care se văd la unificat, colecis, pancreas, nis, spine, vezică, utero-ovare sau vezică prostată la bărbați. Noi ne vedem în mod expres organele tubulare, stomac, două intestine. Ce vedem noi acolo, niște anumite formațiuni tumorale care sunt mari, invazive, care deja lucrurile sunt pentru stomac, colon, duoden, de fapt intestine, rămâne endoscopia pentru stomac sau colonoscopia pentru colon, care sunt standardele de aur. Ecografia poate ajuta, dar nu este 100%... Deci, practic, organele tubulare care conțin aer nu se văd bine la ecograf. Exact. Trebuie deși adăm și acest gel care este substanța de contact, ca să eliminăm aerul dintre transductor și piele. Deci noi ceea ce vizualizăm, ficat, colecis, pancreas, nix, spine, vezică, utero-ovare sau vezică prostată la bărbați, ecografia aduce informații clar morfologice de dimensiune, aspect, prezență sau nu, diferite
formațiuni, tumori, chiste, pietre, malformații, lichid în burtă, ciroză. Deci informațiile sunt foarte clare și la obiect. Ecografia obligatorie trebuie, ca să facem pachetul complet, o dată pe ecografie, plus o serie de analize. Iar bărbatul peste 50 de ani și un PSA pentru marker pentru calcio de prostată ar fi indicat, el a primit consult ginecologic obligatoriu. Am militat pe diferite căi să introducem chestia asta în pachetul de asigurare obligatoriu și minimal, dar se pare că se va implementa la un moment dat. Toată lumea spune da, 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 dar încă nu s-a implementat. Pentru că ar fi mai puțin oameni bolnavi dacă am face ecografie și o analiză obligatorie pe an. Pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi o boală instalată ca sine, de sine stătătoare. Înțelegi? De asta și am și militat pe diferite căi, repet. Și eu și mulți colegi de-aia mei, dar sperăm că la un moment dat lucrurile să se așeze. Bun, am vorbit de ecografie. Având în vedere că pe ecran apar mai mult lumini, umbre, contează mult și experiența pentru a depista anumite... Categoric. Aparatul contează până la un nivel. Aparatul până la un nivel. Mai departe este ochiul examinatorului. Că eu mă uit și văd lumini și umbre în mare parte. Adică... Păi dacă o să stai vreo 32 de ani lângă un aparat, poate că o să înveți și tu. La fel de bine ca mine, nu știu, zic și eu așa, am lumini de acum. Da, categoric, ca în fiecare meserie, despre asta vorbim. Există aparate mai bune, mai... Cu siguranță, în funcție de câți bani dai, atâta face și calitate, raport calitate de preț este peste tot, ca în orice situație, da. Dar noi avem un aparat rezoluție foarte bună, se pune problema și... A, nu, întrebam pentru că am tot primit diverse întrebări de-a lungul timpului, că... Câți medici care se uită la o ecografie, atâtea opinii sau... Categorii, nu, da, mă rog, aici este depinde și diferența examinatorului și așa mai departe, ca peste tot. Și fotbal joacă toată lumea, da, mulți de nici puțin aleși, cum se spune, nu? Corect. Așa, ca și peste tot, așa este, da. Dar întotdeauna este bine când, și le spun și prietenilor noștri, au primit un rezultat ecografic. Cu o problemă sau nu. Întotdeauna e bine să ai și cu o second opinion. Să mai consulte altă parte, cu altă părere. Este tot întotdeauna de bine, ca să fii sigur că ceea ce s-a spus este real și s-o iei de bună. Este corect și noi ne bucurăm că facem treaba asta mai frecvent și lămurim lucrurile. Pentru că nu există, poate, mi se pare, posibil. Da sau nu? Asta și în momentul în care poți să spui da sau nu, atunci intri în teren și joci. Fotbal. Sau ecografie, nu? Corect. Despre asta vorbim. În regulă. Bun. Dacă vrei să mă întreb ceva în plus? Cât de mult contează acum să țin un regim pentru a preveni? Adică, Pornisem să spunem vis-a-vis de chestia cu pietricele care este cauza, că am zis că se precipitarea unor sferuri în urină, apoi prin procesul de cristalizare se fac microcalcul și calculi. Acest proces nu o să poți să-l preîntâmpi, să-l previi. Pentru că ai această predispoziție metabolică, clar. E limpede că este și un factor genetic în treaba asta, e limpede că este și un factor hormonal, pentru că raportul bărbați-femei, știi care este? 3-1, în favoarea bărbaților. Deci bărbații sunt mai dezavantajați și în condițiile astea, că raportul este 3-1 statistic, e clar că un factor hormonal protectiv al femeilor. Deci despre asta vorbim. Hidratarea, toată lumea spune, este acel 2 litri pe zi. Beau cât am nevoie. Organismul este atât de deștept, încât el se face homeostazia singur. Înțelegi? Mi-e sete, sunt deshidratat, mi-e sete și beau lichide. Beau cât am nevoie și când simt că mi-este sete. Dacă un bărbat, să spunem, o persoană are de 70 de kilograme, se spune că are necesar un litru jumate. Da. Unul de 100 o să aibă 2 litri jumate sau chiar 3. Deci chestia este relativă în funcție de cât transpiră, alții transpiră mai mult, alții mai puțin. Respirația, adică respirație, pierdem oricum lichide, ne deshidratăm. Deci bei atâta, bei cât simți că e nevoie. Nu o să poți să le previi. Variante sunt, o să găsești dacă o să încerci să găsești, sunt 1000 de sfaturi. Am preluat de la doctorul Rădulescu chestia asta, mi-a spus, domnul doctor, faceți cum vă spun. Și așa am făcut și așa am spus și pacienții mei, vorbesc de mai bine de 20 de ani. Cu această tămâie care, dacă vreau să o și arătăm, cum arată, avem un pliculeț. Poți să stai aici, dacă ți-e mai bine pe scaun? Da, sau așa, da. Perfect. Da, deci putem să arătăm tămâia, n-am nimic împotrivă. Nu, asta ce ai făcut, cum ai luat, nu e o problemă. Aveai pietricica, o ai, da, o ai cu tine? O aveam în buzunar, sper că n-a căzut. Păi era, ia că sunt curios să văd.
Așa. Da, ai, am găsit-o? Am găsit-o. Da, cred că s-a mai dizolvat. A, pune-ți-o. Ok. Uite să arătăm pietricica ta. Da. Deci asta e bine. Observ că a fost foarte ascuțită. Cred că de asta și... Păi da, a rămas ascuțită, marginea a rămas ascuțită pentru că ea a tot erodat, tămâia asta și făcut a... Și antispasticul a ajutat pentru că a scăzut spasticitatea ureterului, antiinflamatorul, că se ședem local, scade inflamația și atunci a permis să o ia la vale. Deci ea, practic, era probabil un picuț mai mare și s-a erodat și a permis să facă pasaj, înțelegi? Pentru că asta a început să spun, ureterul are diametru între 3, 4, maxim 6 mm. Deci nu poate să plece o piatră de 1 cm decât să fie ovoidă și să fie formatul ăsta și axul nu poate să fie de 1 cm, dar transverul nu are cum să fie mai mare de câțiva milimetri, înțelegi? Pentru că nu are cum să plece pe ureter. Ajunge în vezica urinară, apoi în momentul în care ajunge în vezică, foarte ușor se elimină. La femei este și mai repede pentru că mai ușor uretra, porțiunea terminală la femei are 3 cm, iar la bărbați are aproximativ 15 cm, 20 sau 25 la norocoși. Depinde de situație. depinde de situație, dar diametrul este mult mai mare. Uretra proximală la bărbați are 10 mm, la metru urinar la final aproximativ 6 mm. Deci piatra asta ți-a fost mult mai ușor să elimini din vezică în pasul 2 decât în prima fază când a făcut pasajul pe 25-30 cm de la nic până în vezica urinară. Fără, dar și poate. Da, să știți că am tot simțit cum se mută durerea de la zi la zi. Pleca din spate și pleca jos spre sfera genitală. Este logic pentru că piatra migra și atunci când se mișcă, când stă fixă, nu doare. Deci zi se mai muta un pic, a doua zi. Exact, la vale. Da. Și asta e importantă, hidratarea în timpul tratamentului, pentru că hidratarea permite, practic, fabricarea de urină în cantitate mai mare. Și este, practic, transportorul urină, nu? Care favorizează mobilizarea pietrei și, în final, eliminarea. Deci ești norocos. Așa că vestea bună care le dăm prietenilor noștri este că, de curând, o să te punem, cum se spune, la treabă. O să te rugăm să pleci mai departe, pentru că ai cam lenevit perioada asta, bag seamă. Cam 8 zile, da. 8 zile, dar, din fericire, este un final fericit. Și o să te, că de curând înțeleg că o să pleci în la viitoare sau când ai următoarea destinație, unde este? Peste o săptămână aș vrea să plec. O săptămână, dar este secret, nu spui unde pleci. Nu vreau. Este interesant. Hai să terminăm cu chestia cu tămâia. Deci asta este tămâia pe care am folosit noi. Practic, va trebui, cum se ia, bobele acestea de mărimea, nu mai mult decât cât o mazăre, cum se spune, un bob de mazăre. Deci, de două ori pe zi. Cam asta ar fi, cam astea sunt. Uite așa. Dacă sunt mai micuțe, agregăm două, trei și facem cât una, nu este o problemă. Cam asta ar fi, așa? Dacă sunt mai micuțe, deci facem. Pentru că toată este foarte bună și este foarte prețioasă. Prima dată când am auzit de acest tratament, acum mulți ani, am crezut că sunt luat la mișto. Ai tentația asta, da, să spun, evident. M-a durut extrem de mult și atunci și am chemat salvarea și a venit o doctoriță mai în vârstă și îi spun, știți cum mă doare, așa, unde am arătat, ai colică renală, o să-ți prescriu un tratament cu tămâie. Serios. Deci am rămas așa, că am crezut că e ceva grav și deja cu tămâie, eu la asta m-am gândit, zic, aoleu, chiar atât de grav este? Deja mă pregătește, mă tămâiază. Da. Și la care a început să râdă, că și-a dat seama că mă gândesc mai departe și a zis că nu. Este un tratament pe care el recomandă tuturor pacienților din colică renală pe care i-a întâlnit în... Corect. Da. Și de atunci eu iau. Deci, la prima dată am crezut că e ceva grav și... Da. Dar într-adevăr a funcționat și funcționează, fără dar și poate. Așa, între timp cât continuăm discuția, eu văd dacă aveți întrebări pentru domnul doctor. Deci domnul doctor se numește Nicu Caciaune, este un medic specialist în... Ca bază sunt internist, medicină internă, dar în momentul de față în spitalul Fundeni și în privat fac numai și numai ecografie, iar în spital biopsie hepatice, biopsie renale, cam asta este... Eu sunt acum în interiorul Policlinicii Titan, la etajul 6, cabinetul... 616. Dacă, 616. Dacă e important, dar nu. Nu, că în caz că... Așa.
Așa. Până scriu ei... Nicio problemă. Întreabă pe domnul doctor dacă este bun și extractul de tămâie. Sincer, nu am experiență. Am citit. Nu am experiență cu extractul de tămâie. N-am folosit. Nu știu ce să spun. Nu pot să încurajez sau să descurajez. Dar bănuiesc că dacă este chestie naturală și este făcută adevărată, ar trebui să funcționeze. Repet, nu am experiență cu extractul de tămâie. Există pe piață. Este practic arul de tămâie, este boswellia și cu acidul boswellic care ajută și extractul de tămâie, asta este de regulă. Dar noi n-am avut acces la chestia asta, am avut acces la tămâia asta a noastră, care este rășină de brad, rășină curată, naturală, pe care o procurăm dintr-un anumit loc, am un ardelean de vreo 82 de ani, care are o tarabă, pot să spun acum, în piața Obor, și pe care l-am descoperit întâmplător și care este foarte simpatic și inclusiv l-am trimis și pe Marian să meargă să-și ia. Ți-ai luat? Ai fost? Da, am fost la domnul Remus. O să scriu... O să scriu undeva, țin de comentarii. În descrierea clipului sau în primul comentariu de la clip o să scriu numărul de telefon sau datele de contact al unui bun producător de această... Păi ele culege, ai văzut că el scoate dintr-un morman, așa scoate, cum se spune, pepita, doar ce este o bobiță mică de asta, este într-un morman așa, de așa se pune în rășină, restul se folosește la tămâia. Ai văzut că avea mai multe variante pe tarabă, ai văzut, nu? Da. Da, tocmai de asta este curată, el o alege cu multă grijă și este un om simpatic, un bătrânel tare simpatic, poate să-l cunoască și... Un mesaj, viremia este acum nedetectabilă, trebuie să iau și hepatoprotectoare, am 38 de ani. Viremia se referă la nivelul de replicare al virusului hepatic B sau C. Deci este cu totul altceva viremia. Viremia se referă la virusul B sau virusul C, la nivelul de replicare al virusului. Aici treaba comportă discuții, e altă temă, e altă situație. N-are legătură viremia nici cu steatoza și nimic altceva. Ai sau nu ai virus hepatic, cu sau fără steatoză. Și virusul hepatic este altă discuție, virusul B, virusul C. Este în momentul de față, multe de nivelul viremiei, tratamente antivirale care vindecă în proporție de aproximativ chiar 100% hepatitele cronice cu virus, fie B, fie C, deci nu este o problemă. Dar aici și gastroenterologul intervine, îi face viremia, în funcție de viremiei, instituie tratament antiviral și lucrurile se rezolvă 100%. Berea este bună ca tratament împotriva pietrelor? Da, berea este bună pentru băutorii de bere, care, de fapt, efectul este același, orică e apă, orică e bere, în final tot lichid ajunge. Dar cei care savurează cu plăcere berea, se ascunde sub vrele astea că beau bere, că spală rinichii. Da, prin efectul diuretic, dar nimic altceva în plus, fără dar și poate. Marius spune, așa. Salutare Marian, bună ziua domnul doctor. Salutare. Am fost diagnosticat de boala Crohn. Okay. Da. Ce regim aș putea ține? Tocmai am fost diagnosticat. Bun, aici trebuie să intrăm iar la un gastroenterolog. Eu sunt gastroenterolog, este o boală inflamatorie rectocolonică, se cheamă boala Crohn, asta este. Aici este un regim igienodietetic clar și limpede. Nu ne-am propus treaba asta să discutăm acum. Este o boală inflamatorie retocolonică. Diagnosticul este foarte simplu prin colonoscopie și biopsie de mucoasă. Diagnosticul este foarte simplu. Avem tratament fără dar și poate la îndemână. Deci regimul face parte, este o etapă în tratamentul acestei boli, pe care o spune prietenul nostru. Dar gastroenterologul stabilește și regimul igienodietetic și tratamentul ca atare al bolii. Ce se întâmplă dacă fac NGRX-B în condițiile în care am hepatita B sub tratament? Păi nu, ideea este așa, probabil că nu are nevoie de NGRX-B în momentul de față dacă este tratată hepatita sub tratament. Dar, repet... Asta e un medicament NGRX? Nu, este vaccin. Ah, vaccin, ok. Dar hai să rugăm pe prietenii noștri să ne limităm la ce facem astăzi. Noi, ecografie, de ecografie, să mă întrebe ce vor cu drag. Restul, ca să nu, ca așa, discuții pe temă generală de medicală, sunt diferite specialități și atunci să nu interferăm. Deci dacă aveți întrebări în zona aceasta de ecografie, plică renală, steatoză hepatică... Pietre la fiere, pietre la rinichi? Da. Dacă e ceva de care ce am vorbit, dacă e lăbăruri suplimentare, cu drag. Poți să ne întrebe, le răspundem cu drag. Cum se ia tămâia? Păi pur și simplu se ia o bobiță. Astea sunt bobițele, da? Eu oricum trebuie să mai continui tratamentul fără dar și poate o să mai continui încă o săptămână. Încă o săptămână. O să facem practic 3 luni consecutiv, 10 zile pe lună. Da? De două ori pe an. Aveți la îndemână un par cu apă? Chiar vreau să iau una. Vrei să iei? Adică să vadă oamenii că nu...
Nu este nimic. Da, manipulă, ce problemă. Cistone este tratament pentru da. Nisip și pierderile arenice? Fără dar și poate, da. Am luat și eu cistone, da. Da. Fără dar și poate, se poate lua cistone, nicio problemă. Poate să ajute, sunt convins că ajută, dar experiența noastră ne-a demonstrat că asta chiar funcționează. Tratamentul medicamentos standard, fără dar și poate merge în paralel, nu înlocuiește. Chestia asta este chestia adjuvantă, care am constatat întâmplător sau nu, că funcționează. Și atunci o folosim de la caz la caz, dacă pacienții doresc, cu drag. Deci, te rog să te servești. Chiar nu există tratamente alternative sau diete pentru pietrele la fiere? Categoric nu. Deci nu există. Nu, este băcăleală. Cine spune că toți spun că acidul bozvelic și cu tămâia, efectele sunt și pietrele la rici, pietrele la fiere. Este exclus. Pietrele la fiere niciodată nu o să se... Le garantez prietenilor noștri că de pietrele la fiere nu se poate scăpa decât prin intervenție chirurgicală, care înseamnă excluderea colecistului, extracția lui, cu tot cu pietre. Deci este exclusă chestia cu a topi pietrele de la fiere și astea sunt vorbe, clar, în vânt. Trebuie să luăm o dietă anume sau să scăpăm de stres? Cam ce? Legat de ce? N-am spus. Presupun că se pot face pietre și de la stres? Categoric nu. Nu. Okay. Este exclus că pietrele nu se fac de la stres. Ok. Uite, ca să vedeți cum se ia tămâia. Deci, pur și simplu, o bobiță. De preferat să nu atingeți dinții. Exact. Am auzit că pătează. Așa. Poți continua cu cistone după ce s-au eliminat pietrele? Fără dar și poate. Categoric. Este obligatoriu a face câteva cure pe an preventiv, dar, repet, eu practic în momentul de față fac doar ecografie. Medicamentul prescriu colegii mei pentru că pacienții mei sunt adresați fie de medicul de familie, fie de medicul specialist. Ei vin la mine, îi fac ecografie. Tu ai fost un caz particular pentru că ai fost trimis de către o colegă mea de familie, deci din policlinica noastră și așa, la prima vedere, am discutat și, cum se spune, ne-am pliat așa, am avut o interfață pozitivă între noi și am zis, ok, ți-am propus treaba asta, că nu poți să propui treaba asta așa, în mod intempestiv, pentru că eu n-am niciun interes în ecuația asta, decât să fie pacientului bine. Și te-am văzut așa, foarte speriat și foarte așa și ți-am și derutat. Și ți-am zis, ok, ai ceva împotrivă dacă facem treaba asta. Ai spus chiar știu de treaba asta, dar nu știu de unde să o iau. Și atunci, iată că ai luat-o, ne-a ajutat, ești ok, ești bine și mă bucur că am contribuit la starea ta de bine. Intervenții minim-invazive pentru complicațiile litiazei veziculare? Deci sunt și alte intervenții? Nu există veziculare, adică la colecist se referă. Deci de asta vorbim. Okay. Vezicală înseamnă vezică urinare și veziculare înseamnă vezica biliară. Nu există altă intervenție decât extracția colecistului cu pietre cu tot. Deci categoric nu se pot extrage doar pietre pentru că riscul este de peritonită este foarte mare, de bila ajunge în peritoneu este crimă și pedepsă. Și atunci se preferă categoric extracția colecistului cu totul, dacă țara o cere și dacă e nevoie. Se poate face și profilactic, pe vreodată de liniște, ca să nu riști o suprainfectare. Litiaza biliară supra-solicită ficatul? Categoric nu. Nu solicit. Litiaza biliară nu are treabă cu ficatul, nu supra-solicită ficatul deloc, nu. Am fost operată de colecist în Australia acum 15 ani de un profesor și mi s-a spus că nu este tratament pentru fiere și cel mai bine că atunci când începe să deranjeze să fie extirpat. Corect. Cam corect. Ce semne dă litiaza biliară? Cam ca la rinichi? Sau? Nu are nicio legătură, nu. În primul rând, durere importantă în flancul drept. Ficat, flancul drept, ficat, sub rebord. Persoanele care vin cam ce simptome, nu ce simptome, cam care sunt cele mai dese descoperiri care le poate face ecografia? Păi, treaba este foarte simplă. Sunt multe mesaje și le citesc. Da, nu e problemă, nu-i bai. Deci, ecografic, legat de ficat. Ce descoperim? Cel mai des, prima patologie este ficatul gras, este steatoza hepatică. Puteți descoperi, Doamne ferește, ciroză, tumori hepatice, hemangioame, structurile care sunt structuri vasculare, alte structuri benigne sunt chistele seroase, simple, necomplicate, chistele parazitare, chistele hidatice. De precizat că în prima fază
în prima fază, pacientul nu are nicio simptomatologie, sunt mulți pacienți care vin ca să facă un examen de rutină și descoperim toată plaja patologică fără să dea semne boala. Tocmai de aceea este foarte bine ca odată pe an să facem o ecografie de control, care putem descoperi întâmplător, diferite, toată plaja descoper practic de multe ori, toată plaja lezională ecografică, fără ca pacientul să aibă vreo simptomatologie. Dar în principiu, toată plaja lezională ecografică, fără ca pacientul să aibă vreo simptomatologie. Dar în principiu, pacientul vine la doctor pentru că îl supără ceva, deci are durere. În principal, durerea este primul simptom pentru care pacientul se adresează medicului și în special la ecografie. Tocmai de aceea, dacă apare o durere diferită de natura ei, e bine să mă controlez ecografic. Ulcerul se poate categoric detecta? Categoric nu. Numai și numai la endoscopie. 100% endoscopic. Restul sunt povești. Ursofalc nu ajută pietrele cauzate? Discutabil. Am avut experiența asta. Mi-am introdus în Spitalul Fundeni Ursofalc. Mi-am făcut primul studiu de intrare pe piață în România cu Ursofalc. Este discutabil. E așa. Noi am avut o relație foarte bună cu profesorul Falk din Germania, din Freiburg. Este. În cauza anii 90 cu profesorul Bulegescu de la Spitalul Fundeni am mers de multe ori la toate manifestările științifice, ne-am introdus ursofalc în România ca și prim studiu, discutabil. Efectele sunt mult mai bune pe colestaza hepatică, intrahepatică, în hepatitele cronice. Este absolut discutabil. Efectul pe litiază veziculară categoric nu ajută. Extirpăm colecistul, da. Dar tratament nu se ia toată viața? Tratament pentru ce? Dacă este pe colecistul, ai terminat. Dar regim se ține? Vorba de regim. Regimul este o chestie relativă. În principiu mănânci ce îți face bine. Ce simți că îți face bine, ce tolerezi. Chestia cu regimul, că n-ai voie aia, este depășită, este apanajul evului mediu. În momentul de față mănânci ce îți face bine. Ca un pacient care are colecist extirpat. Care este rolul colecistului? El este un depozit intermediar între ficat și duodenum. Dira se secretă permanent, intermitent. Și se depozitează între mese în acest colecist care este un rezervor. În momentul în care am mâncat, începem să mâncăm, masticația declanșează reflex contracția colecistului și bila se varsă în duoden. Deci rolul colecistului este de depozit al bilei între perioadele între mese, iar în momentul în care începem să mâncăm, el se contractă, se varsă în duoden și așteaptă să întâlnească alimentele ca să ajute la digestie. În condițiile în care noi nu mai avem acest rezervor, când este colecistul extirpat, apropo de întrebarea prietenului nostru sau prietenii noastre, bila se varsă intermitent în două ore. Deci șuntează acest rezervor, această stație intermediară. Și atunci secretul este a mânca des și puțin, pentru că n-am acea rezervă de bilă care să ajute la digestie când am mâncat. Mâncând o dată și multă, s-a varsizat de balonare de plenitudine. Și atunci trebuie să mâncăm, cei care au colecistul extirpat, trebuie să mănânce des și puțin. Iar ce am voie și ce n-am voie, singur îți selectez. Ce îmi face bine, mănânc, ce nu dau deoparte, dar într-o cantitate moderată. Deci dacă se extirpă colecistul, practic nu mai există rezerva de bilă. Iar bila nu se mai acumulează. Ea se varsă direct, intermitent. Ea se ficată secretă permanent. Se elimină în colon și mai departe. În duoden, da. În duoden. Exact. Și atunci, mâncând o dată și mult, nu mai am acea rezervă cu care vine colecistul, care se contractă când el este funcțional. Lidia, domnul doctor, recomand exact ce mi s-a recomandat și mie și de 15 ani nu am probleme. Da, ne bucurăm. Care este cel mai grav caz care l-ați descoperit la ecograf? Păi cel mai grav caz? Păi dacă e să spunem patologia întâlnită în 32 de ani de spital Fundeni și 31 de ani de sistem privat, aș spune că am întâlnit cam toată plaja lezională posibilă de cilavire ecografic. Pentru că de la chestii simple la cel mai complicat. Și nu este o chestie... După părerea dumneavoastră, care este cel mai tratament în colica renală? În afară de tămâia luată? Vreau să spun așa. Dintr-o săptămână într-o lună, nimeni nu poate să cuantifice treaba asta. Sunt situații și situații. Și tratamentul standard și clasic este cu antispastic, cu antiinflamator, care în mod normal, procent foarte mare, ajută și favorizează plus consumul de lichide. Care este, lichide sunt urina, este transportorul pietrelor ca să ajute să elimine piatra. În situații în care pe os, adică pe gură, dar vezi, ineficient, este cocktail litic cu antiinflamator, antispastic, care face injectabil. În condiții în care nici această treaptă a doua nu dă rezultate, atunci pacientul trebuie obligatoriu să interneze, se pune perfuzie lidică
cu atropină xilină și în câteva zeci de secunde durerea dispare. Și ulterior, dacă nu se elimină piatra, sunt pacienții se adresează urologului, care începe manevrele specifice urologilor, intervenționiste, endoscopice. Sunt multe. Asta este apanajul urologilor. Noi vorbim acum de situația standard. Deci tratamentul este clar. Prima etapă, antispastic, antiinflamator pe os, apoi coctel litic injectabil și dacă nu, perfuzie litică, care sigur, important să n-ai durere. Ulterior, în pasul 2, în momentul în care e confort și nu mai e durere, atunci se pot face și manevre intervenționale care le fac urologii, care, Deci ca de... antispastic... Nu spau, este poate medicamentul de bază. Și antiinflamator? Sunt o serie de antiinflamatoare. Flamexinul, pliculeț, este foarte bine tolerat și merge foarte bine. Cam asta. Dar tratamentele trecute ale mele includeau și litorenul. Dar toate sunt mai multe preparate care ajută... Înseamnă că au aceeași substanță activă sau... De la caz la caz. Dar efectul este și, ce se vrea, ca să ajute să dizolvă piatra, să ajute să favorize eliminarea. Sunt mai multe preparate pe piață cu efecte discutabile de la caz la caz. Dar experiența noastră, asta am mers, eu, repet, nu prescriu tratamentul medicamentos pacienților, pentru că marea majoritate sunt adresați de colegii mei, eu dau un rezultat și merg înapoi. Dar dacă sunt întrebat cu drag, nicio problemă, consiliez și ajut, nicio problemă, dacă putem. Referitor la colesterol, se recomandă arterinul? Arterin? Presupun că este o pastilă sau... Da, probabil, nu știu, denumirea comercială, poate să fie, contează o substanță activă. Se recomandă de la caz la caz, pentru că se face un profil lipidic. Pacientul trebuie să meargă la un nutriționist sau la cardiolog, dacă are și probleme cardiace, și atunci se prescrie și se potrivește. Adică se face un bilanț, nu se face așa. Ia medicamentul X că este bun, se face un bilanț. Se face un profil lipidic complet, cu fracțiuni de colesterol, HDL, LDL, trigliceride, lipidurile totale și atunci și tratamentul plus, dacă are și alte afecțiuni secundare, cardiace de la hipertensiune sau cardiopatie ischemică sau infarct în antecedente, treaba este discutabilă. Deci tratamentul nu trebuie luat ca atare medicamentul X, ci văzut în context ce se potrivește pacientului și fiecare pacient este o entitate separată, plus boli asociate, plus alte patologii, plus alte medicamente pe care le ia în mod curent pentru alte afecțiuni. Deci treaba este discutabilă, este mai complexă. Nu este doar așa, medicamentul X la toată lumea. O întrebare tot pe zona de uro. Urea, plasma, dăust, urimi în zona intimă chiar și după ce a fost tratată? Adică rămân traume la nivelul uretrei? Traume la nivelul uretrei? Depinde acum dacă trauma a fost legată de eliminarea unei pietre. Asta o să țină o zi, două, trei, maxim o săptămână și dispare. Deci nu se pune problema. Categoria nu se rămâne nimic lezional după ce trece piatra. După ce face pasajul, poate să doare un pic antiinflamatorul câteva zile după, oricum se ia și antiinflamatorul după ce ies din colică 3-4 zile. Și ulterior lucrurile dispar fără, dar și poate. Nu. Categoric nu. Nu mai rămâne nicio sechelă după pasaj. Eu când am eliminat piatra asta, așa, pot să spun că... Da. Presupun că a făcut ceva ravagii... Categoric. Categorică, lasă urme, dar organismul este atât de deștept încât și rezolvă singur problemele. Dar noi mai ajutăm și cu un antispastic antiinflamator. Cert este că ai trecut printr-o experiență delicată. Acum fața ta este cu totul alta. Ai un faceți liniștit așa și inocent. Acum o săptămână erai în cu totul alte ipostaze. Făceam injecție cu cocktailuri cu nospac ketonal. Corect, așa se și face. Dar ai avut norocul să scapi bine și ieftin, nu? Corect? Există posibilitatea... În principiu, cât dai ta face. Dar fiecare stabilește politica de prețuri. Eu sunt la mine la cabinet, sunt în cabinetul meu, prețurile stabilesc eu. Și, avem și un program special pentru pacienții fără posibilități, nu-i bai. Îi așteptăm cu drag să venim încoace și ajutăm pe toți. Nu se pune problema. O să dăm date de contact la un moment dat în secțiunea de comentarii și nu-i nicio problemă. Ați spus și persoane fără mari posibilități. Cu siguranță, da. Deci, până la urmă, dacă bate cineva la ușă, până la urmă găsiți o posibilitate... Absolut, nu pleacă nimeni nerezolvat. Indiferent de cât de potent financiar este sau nu. Sau persoane care chiar n-au posibilități, îi ajutăm cu drag. Cred că am greșit eu, am zis urea, plasma, dar de fapt sunt două cuvinte, urea și plasma. Nu, urea este una și plasma este cu tot altceva, n-are nicio legătură, nici asociere, nici separat, că se vede durere în colica renală. Niciuna nu se, nu interfere cu colica renală și cu statusul postcolic.
vă dați seama, eu citesc întrebările voastre, dar nu, eu nu știu denumirea tehnică, termene. Eu n-am în față monitorul, așa, și atunci Marian este intermediarul, da. Dar nu e problemă, că nu ne grăbim. Tratamentul pentru ficat gras este să scapi în special de zahăr și de junk food. Da. În principal, tratamentul pentru ficat gras este al cauzei care determină steatoza hepatică. Și cum am spus mai devreme, tratăm cauzele și nu entitatea steatoză. Tratăm colesterolul dacă e mare, tratăm kilogramele în plus, tratăm toxicul hepatic, alcool, cola, tratăm diabetul. Astea sunt și patru mari cauze la bărbați, iar la femei intervine în loc de consumul de alcool, la femei este hipotiroidia. Iar de precizat că în România hipotiroidia este subdiagnosticat. Plecând de la faptul că eu am diagnosticat câteva, știu, poate multe zeci de mii de steatoze hepatice, spunele pacienților care sunt cauzele care pot să ducă la steatoză hepatică și vorbim de mai ales de femei, și punând în această ecuație și hipotiroidia, cu surprindere am constatat că foarte multe paciente aveau hipotiroidie și nu știau. Și cu ocazia faptului, investigând cauze ficatului gras, au descoperit că au și hipotiroidie, care la rândul ei antrenează în avalanșă și foarte mult simptomatologie specială și deosebită. Tocmai de aceea e bine să ne controlăm o dată pe an cu un pachet minimal și, repet, hipotiroidie este subdiagnosticată în România și ar fi bine să fie inclusă în pachetul obligatoriu, explorarea funcției tiroidiene. Când spuneți pachetul obligatoriu, adică să minimal, fie forțat un pacient sau... Forțat cu ghilimele de rigoare, să știi că e bine să o faci, pentru că e numai ușor să previi decât să tratezi o boală de sine instalat. Știu că an de an, de exemplu, de ziua pacientului beneficiază de analize gratuite. Mai există problema asta? Sau? Ziua pacientului? Nu, de ziua pacientului. Există în pachetul de asigurări. Ziua lui de naștere, asta mă refer. Nu știu, aici poate face cineva în mod exist o promoție specială, dar nu, categoric nu de ziua de naștere. Poate sunt laboratoare care fac promoție ziua de naștere, dar nu este o chestie stabilit de catare. Dar este un pachet minimal în care de bază, dacă faci acest pachet minimal măcar și o ecografie, lucrurile ar fi foarte bine așezate. Cam ce se recomandă? Să nu, cam ce, cum să spun, ce decontează statul în mod normal? Analize de sânge decontează? Cu siguranță, da. Fiecare pacient care este asigurat beneficiază în mod normal. Beneficiază, găsează analize. Odată, cel puțin o dată pe an, o să fac un set de analize, plus o ecografie, plus o radiografie, dar aici trebuie medicul de familie este cel care direcționează și trimiterea în primul laborator și apoi pe specialități defalcate fără dar și poate. Și urafia se poate face prin casa de asigurări, dar eu, din păcate sau din fericire, n-am contract cu casa de asigurări, deci nu lucrez cu casa de asigurări, dar prețurile astea sunt cu siguranță absolut accesibile tuturor și nu e nici fel de problemă. Medicii de familie aveau acest pachet de ziua de naștere a pacientului. Da, mi-am adus aminte că m-a sunat acum mulți ani medicul de familie, nu vreți să vă faceți analize, că e ziua dumneavoastră în curând și beneficiază de analize gratuite. Asta ca să te... Oricum e ședile gratuite, care ai asigurat. Asta ca să te încânte, ca să te atragă. Adică m-a sunat de la medicul de familie. Dar ca să te determine să faci analize, pentru că probabil n-ai trecut câțiva ani și atunci zâmbne, am un motiv. Cu ocazia zilei de naștere, poate la găț. Să-l investigezi. Da, da, sigur. Femeile de la ce vârstă ar trebui să se controleze pentru hipotiroidă? De la orice vârstă. Avem și adolescente, fete, adolescente cu hipotiroidie, fără dar și poate descoperim frecvent. Atunci când supraponderare de regulă, fetițele care sunt supraponderare, că acum este clar, este obezitatea infantilă la copii, face ravage. Am tot auzit de glanda tiroidă. Multe persoane din anturajul meu cam au probleme. Au pentru că nu este așa endemică și tocmai de aceea e bine să ne verificăm. Sunt multe tulburări metabolice. Suprapondere și atunci, na, e bine să te investighezi, să fii sigur dacă ai sau nu hipotiroidie asociată. Este mai rar la bărbați adevărat, dar femeile, în principal, ar fi bine evaluată pe an, în pachetul minimal, să evalueze și funcția tiroidiană. Acum mulți ani am fost la un control, hai să spunem banal, și mi-a zis că tu cam ai gușii, s-ar putea să ai probleme cu glanda. Este o etapă. E o etapă. Sigur, e posibil. Și atunci palpatorul să zic o tiroidie mai mare. În condițiile astea, faci la analize de laborator, este un pachet de analize, de vreo 5 analize, cu hormoni tiroidieni și anticorpii pentru tiroidita autoimună Hashimoto. Și pus o ecografie în pasul 2, dacă e nevoie, poate să fie un nodul, poate să fie
glandă crescută ca atare hipertrofică cu hipofuncție și atunci se adresează pacientului endocrinologului care stabilește tratamentul de substituție hormonală. Fără dar și poate. Prostata cu fine calcifieri, da. Cum poate scăpa de așa ceva? Nu se scapă de calcifieri niciodată. Aceste calcificări intraprostatice sunt expresia unor așeze prostatite cronice fără simptomologie clinică evidentă. Și calcificările astea sunt martorul unor prostatite cronice pe care, subclinicile care pacienții bărbații de n-au știut că le-au avut, sunt descoperiri ecografice și nu se scapă de calcificări, dar mai important asupra funcție prostate, vă lăsa și poate. Nu interferă cu funcția și nu au niciun fel de tratament calcificări intraprostatice. Tu să știi că n-ai. Nu. Deci se vede la ecografie. Da, ai fost cu minte. Ești îmbrat cu minte, da. Dumitru Marius, am două pietre la fiere și nu vreau să mă operez. Ce să fac? În primul rând, da. O să vii la domnul doctor să... Nu neapărat la mine. Se poate să facă ecografie odată pe an, să le monitorizeze. Pentru că toată lumea spune, am piatra de atât. Cât de mare e piatra? Nu contează cât de mare este piatra. Poate să fie o piatră mică și să faci colici și să declanșeze în avalanșă suprainfectare și colicită și hidrops, sunt situații care avem un punct de pietre și sunt asimptomatice. Deci nu dimensiunea sau numărul pietre dictează atitudinea, ci dacă faci sau nu faci și o complicație. Ați spus că aveți 32 de ani experiență la stat și 31 la privat. Exact. Care a fost cea mai mare piatră văzută vreodată? La fiere. La rinichi, a întrebat. Da, păi nu, să spuneți deci, la deci la rinichi e vorba de acei calculi coralinfori care se interferă în calici și care ajung până la 3-4 cm. Și care ăla nu se plece niciodată, dar de multe ori când dimensiunea este foarte mare și obstruiază sistemul excretor-colector, se produce hidronefroză și se blochează rinichiul. Și atunci trebuie să intervii ca să deblocheze pentru că pierzi rinichiul. Și atunci apare hidronefroza, gradul 1, 2, 3, în mers situații chiar gradul 4, nu doare, pentru că ce vrem mai devreme, rinichiul nu doare. Și sunt pietre mari care blochează rinichiul, îl descoperim ca un balon așa mare, cu hidronefroză grad 4, cu dispreția parenchimul și funcția anală este 0. Și atunci nu ai altă soluție decât să scoți rinichiul. Tocmai de aceea vine o dată pe an să te controlezi, să preîntâmpini apierea de rinichiul. Că poți să ajungi și acolo. Iar la colegist, pietre am descoperit, eu știu, 3 cm jumate, 4, așa, gugulaie fără, dar și poate. Dar nu dimensiunea, să nu pietre o dictează atitudinea, repet. Operația de scoatere a pietrei din rinichi, așa. La paroscop, nu? Sau... Nu, endoscopic. Sunt mai multe, căi de abord. Urologul stabilește în funcție de la caz la caz. Dacă este piatra plecată pe ureter, poate să intre endoscopic cu o sondă să extragă piatra. Dacă este obstrucție, poate să intre cu o sondă. În primul rând să permeabilizezi. Depinde cât de afectată este funcția renală. Deci, practic, un endoscop pleacă... Dar este mai nevreme invazivă, se face cu anestezie și atunci, în prima fază, încercăm metodele standard medicamentoase. Și apoi intervențional, dacă lucrurile nu răspund la tratamentul convențional, atunci urologul intră în primire, fie extrage endoscopic piatra, fie permeabilizează rinichiul, întâlnim cu o sondă Cook, care să facă legătura între rinic și vezica urinară, ca să permeabilizeze, să permite rinichiului să elimine urina. Și în pasul 2 se extrage și piatra sau împinge în sus înapoi în ureter și în rinic și apoi se cu tunul de ultrasunete, litotrisie se cheamă, se sparg pietrele. Urologul stabilește atitudinea. Intervenția clasică în momentul de față sunt intervenții mini-invazive care fac colegii noștri urologi. Intervenția clasică în momentul de față se face numai în situații excepționale. Deci s-a ajuns în momentul de față sunt intervenții care se fac cu laser care efectiv pulverează și topește piatra. Dar tot endoscopic, sub anestezie, se intre pe uretră, vezică, uretră. Insuficiența renală se tratează? Categoric se tratează. De la caz la caz, de gradul insuficienței, de cauza insuficienței renale. Și atunci, numai de aceea vorbeam mai devreme de biopsii renale. Noi ne facem mult cu respiratorul fundeni pentru a diagnostica sursa insuficienței renale. Pentru că sunt mai multe cauze și în funcție de cauză ai o atitudine terapeutică corectă. Și în sfera renală se poate trata fără dar și poate, numai cu rezultate spectaculoase și foarte bune, dacă este o cauză obstructivă se rezolvă, dacă este o cauză efectivă de parenchim, sunt tratamente care prelungesc și poate această perioadă de a ajunge în final la dializă și transplant. Pentru cineva care n-ar dori să aibă dureri mari, recomandați litotriția? Dureri la ce?
la rinichi. Adică? Litotriția. Da, litotriția este acea intervenție cu un tun de ultrasunete, care noi în România se face de prin anii 90-91. Acum se face, toate clinicile mari au treaba asta. Și, în primul rând, se face o orografie, care să vezi dacă căile urinare sunt permeabile, să nu fie o structură o malformație, ca să fii sigur că în momentul în care ai spart acea pietre pulverizată, ea poate să și migreze pe uretră și să fie eliminată fără nici fel de problemă. Se face în mod curent, nu e nicio problemă. Doar urologii fac treaba asta. Da, sunt o grămadă de întrebări legate de alte domenii. Domnul doctor a zis să avem o discuție liberă, în general, pe sistemul... Pe ce facem pe ecografie? Patologia ecografică. Dacă aceea să mă întrebe de patologia ecografică, cu drag. Există și medici specialiști în acupunctură care pot ajuta la eliminarea pietrelor? Dacă vă întrebați pe mine, este discutabil, că e foarte discutabilă chestia asta cu acupunctură, eliminarea pietrelor. Dar fiecare poate să e liber să încerce și dacă reușește... Știam că mai există reflexoterapia, cum că toate organele la tălpi au... Nu am experiență în sensul ăsta, nu vreau să intru pe întâlnire care nu mi-aparține și vorbesc strictul sensul de ce pot să fac eu efectiv. Restul, dacă nu o fac, nu pot ajuta pe nimeni, din păcate, pe linia asta. Da, dacă doriți să spuneți ceva, nu știu... legat de... cum să spun, de această... Până la urmă este o boală, colica renală, sau se poate spune că este o boală? O boală. Boala este litiază renală și complicația litiază renală este colica renală. Adică colica aceasta, cum am spus mai devreme, piatra care migrează de la rinichi pe ureter, în curs de eliminare, pe care noi am abordat-o cu antispastic antiinflamator și cu această tămâie ca adjuvant și am avut rezultate spectaculoase. Restul mai departe, putem vorbi multe, dacă au pacient să ne întrebe ceva cu drag? Da, așteptăm răspunsuri. Întrebări. Da, întrebări, corect. Sim. Citeam în același timp. Sunt multe întrebări, gen tratamente pentru candida, dar cred că... Da, am și altă discuție, dar nu. Deci, colegii, poate că n-au știut, că am zis din start, că eu mă ocup de doar ecografie și în modul de față și în sistemul de stat și în privat și asta a fost și rugămintea inițială. Dacă este ceva legat de ceea ce fac eu în mod curent și în mod frecvent. Restul, așa, discuții la modul general, nu cred că este cazul să intrăm acum pe lucruri care nu ne aparțin și care sunt de alte specialități. Ecografia abdominal superior, da, și inferior sunt două, adică se fac două pachete sau... Da, în mod principal, ecografia generală înseamnă ecografia abdominală și ecografia pelvină. În ecografia abdominală, abdominal superior intră ficat cu acest pan care se expină, iar partea pelvină, care înseamnă vezică urinară prostată, vezică urinară gutură ovare pentru femei. Deci, abdominal superior, abdominal inferior. În mod normal, eu fac oricum ecografia generală, oricărui pacient care dorește, poate chiar, doar un singur organ sau ecografia abdominală, îi fac oricum ecografie generală, pentru că nu știi ce descoperi întâmplător, fără să aveți simptomatologie. Și chiar dacă omul nu-și dorește, îi fac oricum, fără vreo obligație financiară din partea pacientului, în mod expres, că nu asta e problema. Rar nimeresc la un domn doctor care să acorde timp și să explice cum explică domnul doctor Nicu Caceaune. Înțeleg că a fost cineva care a fost la noi, probabil. Da, așa sunteți deschiși și vorbăreți și le explicați tuturor pe larg? A, categoric, pentru că pacientul de asta și vine să fie informat. Să știți că am întâlnit cazuri în care am intrat, mi s-a făcut o ecografie, da, și am plecat, era mai... Hai să ne rămânem, vreau să spun așa. În modul mai fac doar ecografie ca atare, ci fac ecografie descriptivă, interpretând fiecare organ în parte, spunând ce are, cum are, unde vine, nu se duce, ce de făcut. Lucru care nu prea se întâmplă de regulă și dacă suferim undeva, suferim la comunicare. Este foarte important ca pacientul să plece la mâine, de-aia vine la tine. Să-i explici, să-i arăți și să-i spui ce are de făcut. Și să-l îndrepți. Este foarte important, pacient derutat, că vine, are o durere, nu știe încotro să-i îndrepți. Și tu întreabă unde să mergi. Și atunci, cu siguranță, îl ajutăm, îl informăm, îi explicăm ce are, îi spunem variantele terapeutice și pacientul alege fără dar și poate. Este foarte important ca pacientul să știe ce să facă mai departe în pasul 2, pentru că stă cu o hârtie în mână și nu știe încotro să îndrept. Și atunci ai face acea interpretare pe fiecare organ în parte, este foarte important. Ai explicat ce are, cum are și ce de făcut.
Vă spun sincer, rar am întâlnit un doctor sau un medic. Până la urmă, doctor sau medic e același lucru. Să explice, pentru că intri într-un cabinet, da, te consultă, dictează asistente, îți dă o foaie și după aia te uiți pe foaie, nici măcar nu înțelegi scrisul. Exact. Și trebuie să descifrezi. Unu, și apoi mai departe ce de făcut, pentru că treaba asta se leagă de aspectul financiar, pentru că una este grafia și apoi mai departe tu îi spui, bun, ăsta e rezultatul, și ce trebuie să fac? Dacă vrei explicații, ți se spune, programezi la consultații. Ca să se configă separat. Aici e toată diferența, înțeleg? Noi facem nu neapărat consultația în sine, dar fac o discuție efectivă cu pacientul în care efectiv este lămurit. Și atunci, în momentul în care pacientul este lămurit, mai departe o să revină cu drag la tine dacă ai fost pe acea lungime cu el. Există o recomandare să verific piatra dacă este oxalat sau urat? Urat? Da, și poate, da. Da, calculii sunt de două feluri, oxalați și urați. Fără și poate, urați, de regulă se spune că apar la pacienții care, la consumatorii de carne, așa se spune, iar oxalații la cei care consumă ciocolat, cola, roșii, și s-ar putea ca, ai fost consumator de cola, posibil să fie oxalat. Dar proporția este undeva 20% urați, 80% oxalați ca idee. Și e bine, deci știu ca să știu pentru mine, că nu mă ajută foarte mult mai departe, pentru că oricum nu se poate să previn foarte mult treaba asta, a face recidivă ulterior. Este predispoziția clar metabolică, bărbații fac, cum am spus mai devreme, mai frecvent, raportul este 3-1, așa că protecția probabil hormonală a femeilor în situația asta este clar și evident. Ok. O să mai stăm 10 minute, dacă mai aveți întrebări, scrieți-le și până atunci, dacă doriți să spuneți ceva, până scriu ei întrebările, dacă, nu știu. Păi, aș vrea să revin și să insist ca prietenii noștri, cel puțin cei care ne privesc, să încerce ca cel puțin o dată pe an să facă o biografie și o să analize. Este absolut obligatoriu ca să știm unde suntem și ce am de făcut mai departe. Nu trebuie să aștept să dea semn de boala, că de multe ori dă semn de boala, lucrurile sunt complicate și sunt irreversibile și ne mai pot duce înapoi. Este mult mai ieftin să prevenim decât să tratăm. Tocmai de aceea, în țările occidentale, dacă nu te duci odată pe an să-ți faci un pachet minimal care este instituit obligatoriu, pierzi asigurările. Pentru că acolo se privește pur financiar, economic. Ce bag și ce iese. Și atunci e mai greu să tratezi un pacient cu ciroză deja instalată, să spunem, sau unul cu un cancer deja în fază avansată cu metastaze, decât unul în fază incipientă care s-a operat și l-a vindecat. Deci totul se gândește, economicește, financiar vorbind, dar este și în beneficiul pacientului până la urmă. Așa că bine este, ar fi de preferat ca toți să ne facem o dată pe ecografie de control, abdomen și pelvis, plus un set de analize. Și ulterior, în funcție de patologia descoperită, mergi la specialist cu dedicație pe fiecare patologie asociată în parte. Asta ar fi, cum să spun, un pachet minim obligatoriu. Acum, de la caz la caz, fiecare acționează în consecință și își asumă răspunderea. Mă gândesc că dacă s-ar include într-un pachet de genul ăsta o ecografie, s-ar salva multe vieți. Tot pentru că sunt o grămadă de persoane care nu sunt... Nu sunt diagnosticate. Vin pacienți care nu au fost niciodată. Da, ok. Asta este, nu au fost niciodată. E de preferat ca pacientul atunci când vine și se adresează și spune că a mai făcut ecografie. Aici este interesant, pentru că toți au tendința să spună, am făcut și mi s-a descoperit cu tare lucru. E, eu răspund pacientul, nu spune ce s-a descoperit. Lasă-mă să descoper eu, fără să știu ce s-a spus în altă parte, dă-mi voi să-ți fac un inventar, cum se spune, și la final deci 54 de ani, aviz femeilor care sunt în perioada asta de premenopauză, în care mai apare câte o ovulație spontană și te treci gravidă fără să dai seama. Este foarte delicată perioada asta și care trebuie gestionată corect. Mai de aceea, apropo de chestia asta cu sarcina la 54 de ani, 5 luni și bebe s-a născut și s-a născut un copil sănătos în Dumnezeu și spunea, ce fac eu că am nepoți acasă? Păi asta este, se întâmplă. Toți greșim, nu? Acidul citric ajută la prevenirea... Se spune că ajută, da, lămâia pentru a alcaliniza urina în calculul uraților, dar efectul este relativ discutabil, dar ajută, da, așa se spune, da. Respect, domnul doctor, se vede că iubește ceea ce face. Mulțumim mult pentru informațiile prețioase. Mulțumesc și eu, da. Mulțumesc, Marian, pentru că el a zis, hai să fac o prezentare. Și atunci
ai fost cobaiul nostru astăzi, am discutat despre tine, am vorbit despre tine, acum prietenii tăi te cunoști pe din nou, tu doar pe din afară, așa că nu mai ai niciun secret față de tine. Da. Recunoști? Mi s-a părut cam ciudat să-mi expun practic interiorul, dar mă uitându-mă pe monitor am văzut doar lumini și umbre, oricum nu prea înțeleg așa. Nu trebuie să înțelegi tu, important este să percepi și să recepționezi ceea ce ți s-a spus, în restul mai departe intră în sarcina medicului care te examinează. Okay. O ultimă întrebare, dacă se poate. Drag. O fiere alungită care creează probleme trebuie operată? Cu siguranță fierea alungită nu creează probleme. Astea sunt variante anatomice. O să găsiți situații în care colegii mei mulți spun că e coleșitul septat, ștrangulat, mal format. Astea sunt variante anatomice. Și pentru că eu de multe ori spun pacienților mei și, mă rog, pare așa o glumă, dar nu este o glumă, că le spun că debil asta și arăt coleșitul, răspund eu debil asta, oboseală, stres, răspunde, știi, facem așa un 50-50. Pare o glumă, dar răspunde mult adevăr. Atât timp cât un colecist nu prezintă o litiază, nu are o suprainfectare, nu este o colecistită, cu siguranță nu poate fi responsabil de o patologie lezională. Deci, variantele de colecist septat, colecist strangulat, colecist malformat sunt povești. Crede-mă și știu ce spun. Deci, categoric, nu colecist alungit. Este forma normală a colecistului. El este subchiapat și are o formă alungită. Nu este globulos, nu este obstruat, nu este dilatat. Deci colecistul normal are o formă alungită și cu siguranță nu are indicații chirurgicale. Un colecist aletiazic nu trebuie scos în nicio formă, pentru că apoi apare sindromul post-colecistectomiei care este redutabil. Tocmai de aceea lucrurile trebuie foarte bine așezate, făcute ecografie cu responsabilitate și cu un diagnostic corect. Niște sfaturi bune, eu oricum făceam una pe an, am făcut ultima în iulie, deci februarie, cam 9 luni. Așa. Și fac asta pentru că eu recunosc că sunt abonat la o clinică privată și acolo o dată pe an mă mai sună, nu faceți o ecografie, că avem niște prețuri mai mici și mai promoții și până la urmă mă duc. Evident. Și cu acele promoții și cu acele discounturi, la domnul doctor Nicu Caceune tot am plătit la jumătate, chiar ați avut dreptate. Da. Poate chiar mai puțin de jumătate. Da. Mă gândesc că o clinică mare are alte costuri sau... Cu siguranță, acolo sunt alte costuri, sunt alte interese. Mă rog, fiecare face politica de prețuri. Promisă să fie accesibil, nu trebuie să fie foarte prețios. Să fie accesibil celor fără bani foarte mulți. Pentru că mulți vin și spun, domnul doctor, știți cât mă costă? Vreau să fac doar la ficat. Cât mă costă doar ficatul? Ok. Și atunci îi facem grafie generală, nu se pune problemă și lămurim. Iografia nu se face pe un singur segment. Iografia este o evaluare complexă, generală, în care rezultatul este dat de un sumă de valori al fiecărui organ în parte. Așa că iografia nu se face pe organ, ci se face, în mod normal, este vrea să fie făcută completă, generală. Părerea mea, contează foarte mult unde vă duceți. Dacă dați mai mulți bani sau mai puțin, asta nu înseamnă că acel doctor nu este un profesionist, mă gândesc. Nu are aparatură bună, în niciun caz. Contează, până la urmă, presupun că și imaginea clinicii, publicitatea, cheltuielile... Totul contează, fără dar și poate. În ecuația asta intră mai multe necunoscute. Dar, repet, în principiu, cât de atât la face, ca peste tot în lume. Dar pare că toți există peste tot, așa că nu. Deci eu nu sunt mulțumit. Am dat, recunosc, aproape și asta de mișnit. Dar în perioada asta am intrat și am văzut lucruri interesante și frumoase, cum și prietenii noștri știu treaba asta și te asigur că o să te urmăresc cu mare interes. Mulțumesc frumos! Și eu o să vin regulat la ecografii pentru că n-are rost să merg undeva într-un loc pompos și să nu înțeleg nimic, să nu mi se explice nimic, când pot veni la dumneavoastră și știu că primesc un răspuns. Cam la orice întrebare aș avea legat de... Te aștept cu drag și Doamne ajută să fim sănătoși, să ne vedem cu bine. A fost domnul doctor Nicu Caceune, îl găsiți la Policlinica Titan, dacă doriți să veniți, în București. Vă mulțumesc că v-ați uitat, o seară frumoasă, v-am salutat!